Deci mă bucur că nu mai sunt așa. Nu, că îți luai bătaie dacă mai erai așa în continuare. Salutare toată lumea, noi suntem frații Munteanu și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi suntem împreună cu Andruța aici. Bună! Și astăzi o să ne uităm pe ASK-FM-urile noastre vechi. Pentru cei ce nu știu ce ASK-FM, pentru că Andra aici de față chiar n-are nicio idee ce ASK-FM. Da. ASK-FM-ul e ce e telonim astăzi sau ce mi-ai zis tu că mai e? Nu, doar telonim, toată lumea știe de telonim. În fine, da. Practic un site unde se pun întrebări anonime. Dacă ești de o vârstă cu noi sau cu 2 ani mai mare sau mai mic, n-ai cum să nu știi de ASK-FM, e imposibil. O să intrăm pe contul meu prima oară, apoi pe contul Cristi și o să vedem ce naiba răspundeam pe vremea aia. Aveam 13 ani. Deci, eu țin minte că am mai intrat pe ASK, dar nu mai știu, cred că cu 2 ani maxim. Hai să începem cu cea mai recentă postare. M-a întrebat cineva poză pe moment și am trimis poza asta. Uite, ce, da. uite cum ai răspuns. Kappa. Kappa. Și bum. Observați, telefonul era mai mare decât mine. Părei puțin crispat așa. Telefonul era cât umerii tăi. De mic era. Aoleu, aveam un Note 4. Altceva am primit. Asta nici măcar nu e întrebare. Sexy boy. Eu am răspuns cu o poză. Putem vorbi despre faptul că toată lumea poza așa pe vremea aia. Gen, trebuia să stai cât mai încruntat și cu gura deschisă. Și tot așa stuiți la cameră și asta era poza. Toți trebuia să stăm cât mai urât, te uitai la cameră, cu atât erai mai sexy. Da, mă, și fetele așa erau, gen, toate se acoperau față. Ce e asta, da, frate? Da, și am văzut una într-o poză, așa era. M-a întrebat cineva, icon de Odnoclanski, care era efectiv ASK-FM, dar pentru moldoveni. Odnoclanski. Poză fără tricou, ai curaj? Am mai făcut destule, fumul mă. De ce eram așa rău? Fumul mă. De ce fumul mă? Câți ani are frate tu? Suntem gemeni, puncte, puncte, 13. Bă, dar ce erai mai așa supărat pe ei, frate? Nu mă mir de ce te urau atâția, frate, pe vremea aia. Sau de ce voiau să te bate. Erai ultimul arogant. Eram foarte arogant la 13 ani. S-s, deci fă s-s la WhatsApp. Uitați ce am trimis cu Shelly, că na, vorbeam cu Shelly ca și cum la 13 ani eram, mamă. Uite cum a 2015. Vlogărimea, Darius. God. Încă vorbeam cu Chițu și pe atunci. Chițule, te pup, acum ne editez vlogurile. Îl pupăm pe Chițu. De ce l-aveam pe Cristi notat Cri Sti Jmx? Jmecher gen Jmx, nu pot să cred așa. Naiba la aveam. Deci user, eu te aveam, efectiv eu te aveam așa la contacte. Uite, și Sisui din 2015, ca să vedeți cât de vechi sunt chestiile astea. Direct, ce faci? Vlog nou în 20 de minute. Bum, poză cu mine acolo. Oh, doamne, ce poză. Aș vrea să o recreez poza. Să ți se vadă gen bicepsul mare aici, dita mai portocala. Observi că aveam o brățară cu țepi, era ciordită. Aoleu, deci ești bun rău, mărtei, Kappa. Și poze cu mine. Wow. Cu copilul de clasa a patra poze, ești bun rău, ok. Toate îmi pui. Eram rău de tot cu fetele. Doamne, cât ești de frumos, m-am îndrăgostit. Kappa. Bă, frate, eram un savage. Ce savage, nu cred că îți plăceau. Bă, Vlad, a intrat peste Cristi în baie, l-ai văzut dezbrăcat. What the fuck, l-ai văzut vreodată pe Cristi dezbrăcat? Niciodată, nu? Mamă, dar te-ai atacat. Și m-am atacat, pe lângă, mega atacat. Pe lângă că răspundeai de parcă aveai cea mai proastă zi din viața ta. Asta era la o întrebare atât de simplă. Și la care se râdea. Eu puteam să râd înapoi. Dar nu, am zis, nu mi se pare normal, atâta timp câte fratele meu geamă, nu e ca și cum ar fi prima oară când îl văd așa. Oh my god, l-ai văzut pe Cristi dezbrăcat? Fuck off! Așa de final, fuck off! Da. Ce e ascul meu? Bă, zici eu, că vei dragi pe toți? Îs eu pe stop, efectiv, pe ascul meu. Da, doamne. O poză pentru mine? Sunt destule pe Facebook, lăsați-mă în pace. Destule pe Facebook, da? Bă! Ce-mi place până aici? Puncte. Bă, ok, înainte să continuăm, vreau să intrăm pe ascul lui Cristi, pentru că hai să ne luăm o mică pauză de la Vladu f**t în cur, de 13 ani, să vedem cum guardeam ce vibe avea Cristi, da. Hai, și tu erai un pic așa, ești prea mișto pentru fucking vârsta ta. Da, dar tu ce ai fi zis? Nu e rău că tu ai fi zis Kappa. Fuck, da, ok, ai fi normal spus Kappa, că tu ai fi zis Kappa. Ce faci, boss? Bână. Da, ăstea cred că-s de la 13 ani, deja se simte. Savage?
O să te vopsești tu ca Vlad sau planifici? Nu plănuiesc asta, cel puțin acum nu. În cazul în care nu știți cum arătam, Duțu îl înjura, îi zicea fuck off în trei rânduri dacă îi punea lui chestia asta. Haideți să vă arăt cum arătam eu în perioada aia când s-a pus acea întrebare. În fine, deci eu așa arătam pe vremea aia, uitați-vă la mine. Și de asta a primit Cristi întrebarea dacă se va vopsi ca mine. O, s-a întors șeful la femei. Unde? Bă, chiar erai, bă, din... Eram, aveam răspunsuri ok, tu ai fi spus... Aici am fost tot timpul, no, sau da, 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 da. Să bagi la loc funcția de anonim, la un moment dat am scos-o, voiam să văd cine îmi pune întrebările. În ce an ai avut primul tău sărut? 2015. Hai, șerem sau New Yorker? Bershka. Cred că aici am 13 ani, nu știu de ce. Ai plâns din cauza unei fete? Da, apropo, mișto păsta de profil. Ah. Wow! Bun! Băi, ce bună! Stay wild! Aaaa, băi, închide! Ce se spune aici, Vlad Munteanu sau Harry Styles, Vlad? Ce vorbești, mă? Ești mai tare decât Harry Styles. Nu pot să cred așa. Da, ți-am luat telefonul. Sunt Vlad, mă uși eu pe aici. Naiba, stai pe telefonul meu. Nimeni nimic. Căutam atenție. Ce-i făcut la Larisei? Mă mai iubești? Nu te-am iubit niciodată. Muha. Stă la care Larisa. Larisa, nu. Ți se pare tare ca o fată să înjure? Să facă ce vrea. Lăsați femeile să facă ce vor. Hai să ne întoarcem un pic la mine. Mamă, bă, eram supărat rău. Știi că te iubesc, viața mea. Și sunt 100% sigur că nu ne-am întâlnit niciodată în viața reală. Ce emoji de ăla de gen mă dezamăgești. De ce nu răspunzi pe Facebook? Noapte bună. Băi, eram ce e asta? De ce mă plăcea lumea? Că ești frumos, prea frumos, extra frumos. Crezi? Păi renunț. Îmi vine eu o să-mi pun pumnul în gură. Doamne, maica, domnule, poate vezi tu cum erai. Tu fumezi? Da, normal, bag și iarbă și m-am gândit să mă apuc de heroină ca să-mi fac viața de căcat. Pe dracu, nu fumez. Aveai prieteni pe atunci sau doar Cristi avea? Poză cu tine abia trezit. Bă, dar ce erau cu filtrele alea? Păi făceam cu candy camera, nu vezi? Ce genuțe aveai, Cristi? Candy camera rules. Ce genuțe! O, ai față de păpușică! Am gene și acum, am avut mereu gene frumos. Ne-au dispărut genele. Nu da, sunt pe fața mea, doar să nu dai. Oh, da, hai de mine. Oh, da. Face o poză ca fetele cu buzele să pupă pe aerul. Hashtag plictiseală. Kawaii. Câți centimetri aveți înălțime sau? Băi, nu vă scrie că mă uit la chestii nu pe care le-am scris eu. Nu vă scrie chestii astea publice și voi încă puteți să le vedeți. Deci am ajuns în sfârșit la perioada lui Cristi când avea 13 ani. Băi, Cristi, te rog, dă poză pe moment. Nu. Nu e atât de rău, doar am zis nu. Uite cum gândeai tu, deci cum să-mi dau seama dacă un băiat mă place? Nu te înjură. Ce? Încercam să fiu amuzant, ca și cum nu să dau sfaturi pe bune. Bine, Andra, v-am doar și fiu amuzant. Bă, ce-a zis ăsta de mine? Vlad are iubită? Cum să aibă o iubită cu fața aia? Eram identici, legit. Aveam aceeași față. Bă, it's just bro banter, you know? Tu ești cel mai frumos, nu fraierul ăla de Vlad, mersi. El nu e fraier. Vezi, arată frumos. Mersi, 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 mersi. Wow, wow, sunt voi. Oh, i-am și dat like. Aoleu. Aoleu. Oh, nu. Oh, ești perfect. Mersi. Tu știi ce-i fi zis? Capa. Știu. Okay. Știu. Capa. Wow. Iubică, fă bine, iubi anonim. Tu ai fi zis? Sunt foarte sigur că nu te cunosc. Da, n-am da. Sigur n-am întâlnit niciodată. Nici cu iubi. N-ai niciun drept să spui iubi. Femeile n-au drepturi. Ce ai? Cum te-ai apucat să faci vloguri cu o cameră și cu talent? Wow! Sunt pe ascul lui Cristi, ajutor, prea multă valoare. Hai nu mă nebuni. Cu o față cu mine, băi, eram efectiv cuvântul arogant, întruchipat. Manele de calitate, ia de aici valoare, sunt plin de ea. Mm. Hai că aici, boss, dădeam like-uri, forță aici. Ce notă îmi dai? Nu, doamnă, te scumpă. Aoleu,
Câți ani are Gagica ta? 16? Tu aveai 13 ani și Gagica ta avea 16? Big flex, big flex, la 13 ani să scrie că Gagica ta are 16. Ia să ne întoarcem un pic la mine din nou. Și ce vrei să spui cu asta? Adică ție nu-ți place că un anumit grup de fete îți apreciază munca depusă la fiecare video? Adică erau chiar... Ador ideea că sunt apreciat de multe fete, dar uneori este sufocant. Ce mă, cum să scrie așa ceva? Nu pot să cred că... atât de plin de tine, îmi eram... burta goală. This guy was breaking hearts. Spagheta asta de copil. Nu. Ui, ce braț aveai, Doamne ferește. Fumez e fum fals, calm your titties. Uai, nu pot. Nu zisei niciodată un titi și vorbe de titis. Da, zice, nici nu vă zisei un titi adevărat. Ba da, fix la 13 ani am zis pentru prima oară. Nu spune că spuneam fă. Tu vorbeai cu fă? Nu spune că spuneam fă. Mamă, cât de urât. Cum m-am speriat. Cum era fum fals, nu te supăra. Nu era fals, era o țigară electronică. Bă, dar eu știam în mintea mea, eram când am dat post, sigur, rupe. Eram, mamă, poza asta o să fie banger pe ask. Ce faci, bă? Bine, fă. E mi-a zis, bă, când a spart Cristi ceva ultima dată și ce? Și a spart fața de beție. La 13 What? Ani? De ce am spus ce? Așa? Din bomboane cu lichior? Nici măcar nu beam la 13 ani, nici la 14 ani. Vai, Vlad, dacă îmi răspunzi, mă arunc de pe geam, știi de lumea meu în viață, așa a fost Caterinca, dar acum pe bune e simpatic, îmi plac videourile tale, să nu te lași de YouTube. Ia și o parașută. Ai zis că se arungă pe deci geam. Mă bucur că nu mai sunt așa. Nu, că îți luai bătaie dacă mai erai așa în continuare. Hai că da, așa, astea da. sunt întrebări automate. Deci primele mele întrebări au fost destul de friendly. Ador vlogul tău, inimă. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva în viața mea și răspundeam urât la toată lumea. Să coborăm adânc și la Chris. Vezi că eu prima dată mi-am făcut ask când eram clasa 6-a. Stai, mă! Vreau să văd oasele. Nu te cred. Spartai ca un schelete. Ce încercai să faci aici? Băi, nu înțeleg. E, tu vezi că e tricou și l-a băgat ca să se facă. Da, that's the point. Nu mai analizați poza aia, e oribilă, lăsați-o face. Da, ce faci, are de bă, știi că poți să te distrugă în orice secundă și uite nevastă, ce, dacă vreau. Ce braț avea de spaghetă, adică, nu, no, nu, no, e atât de wrong.